Vi-l prezint pe Alexandru Albulescu, vârsta de 37. Mulți înainte. Concurezi la Games Classic Bodybuilding. Asta e numele nou de la... Nu, diferit față de Classic Bodybuilding, ai doar limita de kilograme. Ai mai puține kilograme decât la Bodybuilding Classic. Spune-ne, te rog, ce înălțime ai? 1,84 m. Și greutatea de concurs? 84 de kilograme. Și în off-season? 110 maxim. 110. Tocmai ai concurat la europene, nu? Da. Cum a decurs? Super. Foarte ok. Am concurat la Games Classic Bodybuilding plus 1,75 m și la pereche. Și ce rezultate ai avut acolo? Locul 4 la Games Classic Bodybuilding și același loc 4 la pereche. Ești mulțumit? Mi se pare foarte tare. Felicitări. Da, foarte ok. Mersi. Vi l-am adus pe Alexandru în fața voastră pentru că el cu mine și cu Emil, care e aici în dreapta noastră și nu participă, așa, împărtășim foarte multe convingeri și concepții legate de fitness. Pot să zic că, din unele puncte de vedere, Alexandru a deschis niște drumuri. Te-ai pregătit cu Alberto Nunez? Da. Nu? În 2012? 2012. Când noi nici nu visam ce înseamnă evidence-based fitness și nici nu concepeam că se poate natural, tu te-ai pregătit în anul ăla cu el. Și de la el știu de băieții de la... Da, deci ca să vedeți cum funcționează. Da, deci să vedeți cum funcționează. Emil știe de la Alex și eu de la Emil. Și eu am stat și am pritocit și am tocit și am ajuns la alții și am învățat ca o caracatiță care își întinde tentaculele. Deci ne-am îmbunătățit foarte mult și a plecat de la tine, cumva, așa că îți mulțumesc. Și vreau să-mi zici ce ai făcut pregătirea asta, că te-ai pregătit cumva atipic față de mod normal. Da, atipic însemnând fără suport chimic, ca să zic așa. Adică n-ai trișat. Nu e vorba de trișare. Eu glumesc, astea sunt vorbele noastre. Nu consider o trișare, nici dar... Eu. Având în vedere că a trebuit să trec niște teste doping... Câte? Două, dar unul nu s-a făcut. În Spania n-am mai dat test doping, așa că da, a trebuit să mă pregătit pentru o testul doping. Pune cam cum a arătat pregătirea, câte săptămâni și ce abordare în mare. Am început cam cu 20 de săptămâni înainte. Bun. Undeva cu carbo sus, undeva la 450-500 de grame. Și acolo am început să-i tai ușor, fără ciclizare, fără nimic. Îi tăiam la fiecare 2 săptămâni, 3 săptămâni, câte 50 de grame, 75 de grame. Și ai ajuns la? Ceva de genul. Am ajuns cam în ultimele 3 săptămâni undeva la 150-200 țineam. Doar pe descărcare, ultimele 10 zile, am avut 70 de grame. Mm-hmm. Și cum te-ai simțit în ca stare generală? Foarte ok. Deci foarte, foarte ok. Neașteptat de bine. Și fizic și psihic. Spune-ne, te rog, proteina și grăsimile cum au arătat? Proteina am ținut-o undeva la 2,2 grame pe kilogram corp. Grăsimile între 30 și 50 am mers cu ele cam toată pregătirea. Deci de asta v-am zis că împărtășim aceleași chestii, pentru că și eu și Emil facem aproape identic lucrurile. La fel ca și Marius. Vino aici cu băieții. Alex e unul dintre, bine, și un prieten bun și colaborator, ca să zic așa, de ani buni. Ne consultăm pe fiecare pregătire, știm absolut tot. Eu ce face el, el ce fac eu, vorbim zilnic aproape. Tocmai de asta cere, recomand eu și Marius și Alex, sunt chestii testate de mulți ani. Da, sunt chestii similare. Și cu rezultate similare, zic eu, adică n-are cum să nu funcioneze chestia asta. Da. O să pun niște, o să inserez niște poze, îmi trimiți cum ai arătat. Sigur. Ai și de la începutul pregătirii ceva? Da, bun. Fiecare 2 săptămâni poze. Deci, aici facem pauză de poze. Așa. Și vreau să-mi spui, te rog, cum e cu cardio, cum ai abordat cardio? Ai făcut, n-ai făcut? Mult puțin? Da, am făcut. Am început cu zero cardio și am introdus ușor câte 2 ședințe de cardio pe săptămână, undeva la 30 de minute. Am urcat la 40, apoi am mărit numărul de ședințe până am ajuns cam la 5 ședințe câte 60 de minute pe săptămână. Numai low intensity, steady state, deci nimic, nimic agresiv. Mers. Da, mers pe bandă înclinată. Deci vreau să apreciați și voi, cum apreciez și eu și n-aș putea să fac ce a făcut el. El a abordat-o foarte liniar din toate punctele de vedere. A avut tot timpul la dispoziție, a scăzut treptat la o săptămână, două, carbo, a știut unde ajunge, cardio la fel, adică o chestie foarte liniară, foarte ordonată. Pe când eu cu, cred că pot să spun foarte concret și Emil, suntem un pic mai haotici. Nu știu dacă am putea să ne încadrăm într-un regim de asta atât de profi. Eu în ultima perioadă cam asta fac. Încerc să fiu foarte liniar din punctele astea de vedere. Exact cam aceeași abordare vreau să am și eu, doar că sunt cu carbohidrații ceva mai sus. Cardio, la fel, momentan
aproape zero, doar mersul pe jos când merg la job și la sală, dar maxim vreo 40 de minute pe zi și totul vreau să-l fac momentan doar prin controlul caloriilor și a macronutrienților. Da, foarte interesant. Da, acum ca și concluzie, în urma pregătirii pe care am avut-o fără suport chimic, următoarea pregătire care va fi în aceeași condiții, fără suport chimic, o să fie mai lungă. Am observat că asta vreau, feedback. Atunci când faci pregătire full pe natural, trebuie să-ți iei un timp mai lung de pregătire. Eu am zis că pentru următoarea pregătire concurs o să-mi iau undeva la 8 luni. Sunt foarte de acord cu tine. Și zi-mi o diferență standard între ce înseamnă să te pregătești pe doape și fără doape. Care sunt diferențele majore? Sau dacă ai explicat cuiva care nu știe, nu s-a dopat niciodată, cum ai explicat tu că sunt diferențele astea între să te pregătești cu și fără? Să bagi, să nu bagi? Acum ce să zic, că ai puncte pro și puncte contra. Hai să eu vreau să fac ceva foarte elaborat la un moment dat. Dă-mi un scurt rezumat. Ce ți-a lipsit? Ce nu ți-a plăcut? Am pierdut volum muscular. Ok. Cam câte chile crezi că ai fi avut în plus dacă te-ai fi pregătit cu ele? Undeva la 3-4. Undeva la 3-4. Ceea ce nu e foarte mult, sincer. Nu, dar se văd. Se văd? Se cunosc. Sunt chile de... Și lucrul, aspectul ăla. Nu reușești să ai aspectul ăla 3D. Chiar dacă ești foarte lin, foarte uscat, tot se vede. Dacă stai umăr la umăr numai cu sportivi naturali, ok. Dacă stai la umăr la umăr cu sportivi care folosesc, se vede. Asta e toată treaba. Dar din punct de vedere fizic m-am simțit extraordinar de bine, din punct de vedere psihic cel mai bine până acum. Pot să confirm, pentru că cred că în ultimii 5 ani am discutat aspectele astea pe fiecare pregătire și s-a simțit cel mai bine fizic și psihic și tot din punctul ăsta de vedere. Chiar, adică și eu am făcut ultimele pregătiri la fel pe natural, cel puțin ultima parte, și pot să confirm chestia asta. Tocmai de asta aș recomanda cu tărie începătorilor, mai ales juniorilor, să-și acorde timpul ăsta dezvoltării musculare și a formei fizice făcute pe natural, pentru că dacă noi am reușit o formă decentă la aproape 40 de ani, un tânăr de 20 și poate spre 30 de ani chiar, 100% o să poată ceva foarte, foarte bine. Și nu vă faceți griji că o să ajungeți toți la doape când o să faceți TRT, care peste câțiva ani o să se poarte, da. Așa că... Eu oricum recomand tuturor celor care vor să concureze, dacă nu au făcut o pregătire pe natural, să încerce să facă o pregătire pe natural, să vadă cap-coadă ce înseamnă. Spune-mi totuși și de retenția de apă. Consider că ți-e mai ok fără ele, pentru că da. Eu aveam o retenție de apă foarte dubioasă. Da. E un alt plus, nu? Al pregătirii pe natural. Da. Te motivează mai mult, pentru că stai, te vezi lin întotdeauna, nu ai probleme cu retenția de apă. Și o stare generală de oboseală, mai ales de la steroizi orali, ai observat că nu mai ai starea aia? Adică, nu știu, pentru mine, la un moment dat, în pregătire, când băgam, cred că toate chimicalele pe care le aveam mă duceau către o stare spre letargie, da, în direcția aia. Este o stare de toxicitate, exact. Ceva de genul. Exact. O stare de toxicitate care se simte. Deci mă bucur că îmi împărtășești feedback-ul ăsta legat de steroizi. Care e următorul concurs pe care vrei să-l faci și unde e? Nu mi-am propus, dar un obiectiv sigur. Să vedem cum mă simt din punct de vedere fizic, psihic în vara asta și posibil naționale. În toamnă? Acum? În toamnă, da. Și cam atât. Anul viitor cel puțin o să fac pauză. Un an. Un an o să fac asta pauză, am vrut să zic. Și vreau să revin undeva în 2021 la campionatul european. Foarte tare. Îți urăm mult succes, baftă multă. Mulțumesc. Și o să-ți urmărim evoluția. Mulțumesc. Am uitat să filmăm ceva foarte important. Spune-ne, Alex, ce relație vrei să ai cu dieta vegană, vegetariană? La ce te-ai gândit și de ce? Am foarte mulți clienți care mă întreabă de dieta asta vegană, vegetariană și vor să o folosească, dar eu nu pot da sfaturi la nimeni dacă nu am aplicat întâi pe mine. Și pentru asta am decis ca să am o perioadă acum după concurs în care vreau să experimentez cu dieta vegană, să văd eu exact ceea ce presupune. Deci vrei să dai o șansă corectă? Exact. O iei ca pe un experiment, ca pe o oricare altă dietă. Exact. Și
Deci vegană, nu vegetariană, la modul și fără lapte ouă. Da, 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 clar. Bun, bun, bun. Clar. Exclus proteina animală. Deci pe ce termen vrei să faci chestia asta? Ți-ai propus niște săptămâni, parcă, nu? Am zis să încep undeva cu 4 săptămâni, 4, 6, 8 săptămâni, ceva de genul, să văd. Deci e cel mai rău caz 4, nu? Da. Chiar vreau să ne întâlnim peste 4 săptămâni sau când o fi, să ne dai un feedback, să ne spui cum ți s-a părut, cum a fost, ce ai încercat, ce ai mâncat, ce n-ai mâncat. Eu oricum și pe pregătire de concurs în jur de 50% din carbohidrații mei îi iau din fructe, așa că deci, nu să fie tranziția. Atipic. Da. Nu să fie tranziția foarte foarte agresivă, ca să zic așa. Carne, am mâncat o masă pe zi în pregătire. Serios? Da. Păi și restul? De unde ți-ai proteinele? O masă pește. O masă carne, o masă pudră proteică și o masă albușuri de ou. Am înțeles. Bun, ce-mi place să pun și o întrebare asta. De unde ții proteinele? Că am fost întrebat mai mult decât cum te cheamă. O să venim cu un feedback legat de cum îți merge, cum ți s-a părut și să ne spui o părere obiectivă. Și ne vedem la episodul următor. Sigur.